Bine ați venit la Șumleul Sâmbaniei. Bine ați venit la festivalul La Fântâna Dorului, la cea de-a 15-a ediție. Vă felicităm pe toți participanții, spectatorii, pe toți șumleoarii și pe toți cei din afara orașului Șumleul Sâmbaniei. Vă dorim sănătate, la mulți ani și fericire. Să vă simțiți bine de fiecare dată în orașul Măgura, în orașul Șumleu, de la Poalele Măgurii. În fiecare an, șumleoarii așteaptă Fântâna Dorului, care, iată, este prezentă și de data aceasta. În acest an, la Fântâna Dorului, au venit 19 formații. Vreau să vi le prezint. Formația Parcău, care este organizatorul acestui mare festival. Cu ansamblu Corul Recun, Liceul Sâmbaniei, Sălaj. Un ansamblu folcloric din Belgia. Jurii Vlașului din Alba Iulia. Codișorul din Asoașul de Sus. Crenguța din Ucraina. Poiana din Poiana Vrei din Sălaj. Moștenitorii, vecinori și prieteni Chișinăului Republica Moldova. Aricești, județul Prahova. Jugurii Codului, Maramureș. Deșinana, Sălaj. Dol Crujan, Cluj. Și anul acesta o formație deosebită, Șatra, din Pustea Mare. Floare de colț, de Cuchimor. Plaiurile sunt Bureștiul, de Cuchimor. Tradiții din Chioar, Valea Chioarului. Speranța, din Maramureșul istoric, Ucraina. Cernăuțul, Ucraina, vechi prieteni ai noștri. Altinte Dobrogene, Turcia. Iată un număr foarte mare de ansambluri care și-au anunțat prezența la acest mare festival al românilor de pretutindeni. Eu vă opresc aici și dau cuvântul în continuare domnului primar, care o să prezinte și oficialii care sunt aici pe scenă. Poftim, domnule primar. Aveți. Mulțumesc, doamnelor, domnișoarelor și domnilor. Este o mare emoție și o mare bucurie pentru mine să particip în calitatea pe care, onorantă pe care am de primar al orașului Șumleul Sâmbaniei pentru a 12-a oară în calitate de primar al Festivalul La Fântâna Dorului, care, iată, astăzi este la cea de-a 15-a ediție. În primul rând, aș vrea să-i felicit pe cei care au ales să fie astăzi oaspeții noștri, cei care au venit de mai departe, respectiv din afara granițelor României. Respectiv avem musafiri din Belgia, așa cum ați auzit, avem musafiri din Republica Moldova, avem musafiri din Ucraina. Vă felicit că ați fost de acord să fiți oaspeții noștri și vă mulțumesc pentru aceasta. Nu în ultimul rând, aș vrea să le mulțumesc celor din România, ansamblurilor care au venit din destul de departe, din județe precum Olt, din județe precum Vâlcea și din județe apropiate nouă. Este foarte important că există acest festival, pentru că noi românii în Uniunea Europeană suntem cei care suntem premianți. Timp să ne păstrăm obiceiurile și tradițiile. Și aceasta demonstrați voi prin tot ceea ce faceți. Eu vă mulțumesc pentru aceasta. Sigur, mulțumesc celor care au generat în urmă cu 15 ani acest festival, Clubul Copiilor, Familia Profesorilor Neaga. Și nu în ultimul rând mulțumesc Consiliului Local, pentru că au fost de acord să fie, dacă vreți să numesc așa, sponsor principal. Cred că este important să facem și infrastructură, dar să facem și cultură. Și pentru orice comunitate sănătoasă la cap, cum spun eu, este important să avem grijă de aceste valori ale noastre. Încă o dată vă mulțumesc. Și cu această ocazie, declar deschisă cea de-a 15-a ediție a Festivalului La Fântâna Dorului. Avem oaspeți de seamă și profit de această ocazie pentru
a ruga pe domnul pretor al sectorului mușcan din Chișinău, cu care suntem împrăciți, să ne spună câteva cuvinte. Bună seara, onorată asistență, stimați participanți, spectatori. Vreau să vă transmit o salut din partea municipiului Chișinău, Republica Moldova, să le dorim la participanți succes și sigur în toate concursurile. Spectatorilor le dorim ca să aibă o plăcere de la dansul, de la graiul, de la producerile care sunt la sine acasă. La toți românii de pretutine vă doresc sănătate primără, să luptăm pentru valoarele noastre, să ne propagăm, să ne avem totdeauna la noi acasă. Succes să plăceați bine! Mulțumim domnului pretor, pentru că Consiliul Județean prin Centru de Cultură și Artă este reprezentată de domnul director Daniel Săuca. Te mulțumesc cu această cale pentru faptul că, așa cum am spus și la întâlnirea de la primărie, domnul Săuca a obligat oarecum Consiliul Județean să se implice în activitățile de culturale din punct de vedere financiar. A făcut acest lucru și la acest festival. Și vreau să-i mulțumesc în numele nostru al cinevanilor și să vreau să ne transmită câteva cuvinte. Bună seara! Adresez un salut din partea Consiliului Județean Sălaj și a Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj, o instituție care a sprijinit de mulți ani acest festival important pe aici, Mișineu Silvaniei, și cu siguranță va face acest lucru și în continuare. Este foarte important să avem grijă de valorile noastre culturale, de tradițiile noastre, de ceea ce ne unește ca și români prin cultură, prin spiritualitate. Vă felicit pe toți cei care participați la această 15-a ediție a Festivalului de Folclor la Fântâna Dolului de Jumeu Silvaniei. Îi felicit pe organizatori să aibă viață lungă acest festival în continuare, împreună cu toți cei care îl sprijină. Numai bine. Mulțumim domnule director și vă rog pe doamna directoare a Culturii Sălăjene, doamna Dona Cocii, să ne transmită o dână. Bună seara, dragi români, dragi și uneoare! Iată de 15 ani de întâlnire și de simpanie, cu ocazie fericită de fiecare dată, la Fântâna Domnului. Este un eveniment care dă culoare orașului, care dă culoare județului nostru, și care sperăm să aibă viață mai lungă. Aș vrea să mulțumesc încă o dată, de fapt, de fiecare dată, primăriei orașului și de observare, Consiliului Local, Centrului de Cultură și Artă, Clubului Copiilor și tuturor acelora care susțin cu tot sufletul acest frumos eveniment. Vă doresc să te rezbătut de la Cultură și o bucur să vă revăd și vă transmit multă, multă sănătate. Mulțumesc! Mulțumim, doamne director, și așa cum este obiceiul, întâmpinăm fiecare formație prezentă cu tradiționala pâine. Și acum fiecare formație își trimite delegatul. Formația Chișinăului Silvaniei. Să vedem pe scenă. Are onoarea să îi îmâneze colacul domnul director de la Centrul de Cultură. Vă rog să aplaudați! Următoarea formație, formația Timpezia, are onoarea să mâneze colacul, doamna director de la Direcția pentru Cultură și Artă, doamna Doina Cocic. Vă rog să aplaudați! Are onoarea să mâneze colacul domnul primar pentru Alba Iulia, domnul primar, pentru alcaldul din Alba Iulia. Pentru ansamblul din Asoajul de Sus, domnul pretor Călugăru, din Chișinău. Chișinău, Republica Moldova, să-l aplaudăm!
E prima dată la Cineu și Bagni. Și acum înainte va veni fiecare an. Pentru ansamblu Căicuța din Brăila, are onoarea din nou domnul director de la Centru de Cultură și Artă, Sălaș. Dracuța Brăila e departe, trebuie să mă Pentru ansamblu folclor din Poiana Pleichii, are onoarea doamna director Doina Cociș. Poiana Pleichii. Se pregătește Chișinău, ca să nu aveți probleme. Pentru Chișinău, moștenitorii, domnul primar Setinu Turcaș, de la Chișinău. Pentru Barcău de la Chișinău Silvaniei, domnul pretor de la Chișinău. Pentru ansamblu din Pramova, domnul director Saul Cataniel, de la Centrul de Cultură și Artă. Pentru Codruletu din Maramureș, doamna director, Doina Cociș. Deși Dana, domnul primar, Cătinu Turca, din Sălaș. Pentru Tudor Crujan, e prezent domnul pretor de la Chișinău, Republica Moldova. Domnul director Daniel Săuca îi vine sarcina să înmâneze colacul unei informații deosebite. Șatra din Pusă Vale. Doamna director Doina Cociș, Vihorul, Flore de Colț. Primarul Șineului, la primarul Sârbureștilor, din Olt. Hai primarul de Sârburești, cine ești? Aici, domnul Mânegras. Da, Vito? Domnul pretor, tradiții din Chioar. Domnul vice, primar de acolo, viitor primar. Domnul Daniel Săuca, Maramureș istoric, Slatina, Ucraina. Haideți! Hai, ce frumos! Doamna Doina Cociș, Lutvina din Cernăuț. Și domnul primar al nostru, Altitie Dobrogene.